Și câte vorbe n-aud eu, toți frații mă vorbesc de rău, iar tata e supărat mereu. Și mama e la icoane, iar tata e supărat mereu. Și mama e la icoane, mă tane bate, ține post, mă blastă, mă de n-aș fi fost. Ești un netot cu capul prost, ce-ți faci de cap, Ioane? Întâi m-am dus la muzică, dar vă spun drept, mama nu m-a lăsat, că spune că nu-mi trebuie nici să fluc prin prejurul casă. Mai bine te învăța o croitorie și ava. Tata cânta bine și mama tua, dar de la tata. Tata tare cânta din, dar au trăit puțin 40 de ani numai. Și el a murit, dar de-a mă frață în ea. Tot vremea cu muzică, ei făceau jocurile în sat. Mi-a fost dragă muzica și mi-a fost dragă. Am învățat un quartal la muzică, adică numai așa atâta, și dar tare mi-a fost dragă. Pe urmă am fost primită la club să lucrez, la Casa de Cultură. S-a eliberat un băiat a fost și terminat universitatea și m-am dus și eu. M-a primit pe mine cu vădut că eu la grădiniță facem lucruri bune și mai în scurt m-a primit aici. Și aici am început noi să lucrăm. Eram cu una Gervasi Ghenea și e terminat chiar, ei era conducător artistic și eu eram ca director, am pus la club, în locul la băiat și la casă eliberat. Și ne-am gândit noi că să formăm un ansamblu și ne-am dus în sat. Prin sat am mai catat lume, dar e fusese într-o excursie la Leningrad, nu știu unde, și tot cu niște femei care cântau și că eu știu femeile și ele, dar și eu știam, dacă din sat știam care femei cântă bine și care oameni cântă, și am format ansamblul ăsta. Și prima dată am dat un concert în 88, de 8 martie, la noi în sat. Și s-o prinit tare bine, țin minte că și primul cânt care l-am cântat atunci, că l-am cules de la o femeie din sat, de la Clava Muntean. Și mergem amândouă pe drum și cântam când cealaltă. După ce am dat mai concertul, ne-a chemat la Soroca, cum să vă spun, la un concurs de folclor. Și acolo noi am prezentat o șezătoare. Da, chiar și la noi prima dată, pe noi am dat tot ca sub formă de șezătoare. Și că țin minte când eu prezentam șezătoarea și ieșem și prezentam șezătoarea și puteam toți ceilalți trece pe scenă. Țin minte că spunem, e o veche și frumoasă tradiție a poporului nostru moldovenesc de a-și petrece nopțile noi la șezători. Aici, la șezătoare, mamele își aduc cele mai frumoase caiere, bunicile cele mai gustoase plăcinte, flăcăii cele mai lese glume și fetele cele mai jingașe zâmbete. Am venit cu o șezătoare de la Parcani, unde sperăm că va domni gluma, poezia, gâcitoarea, cântecul și bună dispoziție. Deci vă invităm la șezătoare și începem cu cântecul. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, de-am crezut că știți asta. Am trăit în lumea frumosului, vă spun drept, am fost concerte și pentru asta am fost și mulțumit, am fost decorat cu multe și premii bine bănești prin ei. Și mai în scurt, mă ducem, am fost în România de ori. Am fost cu concert și am fost și așa pe foaie turistică.
Și am fost și în Kiev am fost, în Ucraina am fost și am fost și în Polonia. Vă spun o dată, scenă, am avut scat jos, că nu mâncasem, n-am dat de să-mi fac insulină, că trebuie și colectivul, și bani ai forme, bani ai ce, bani ai celălalt, și de ce trebuie să ieși. Și a ieșit așa, că am și fotografii, și a ieșit și trebuie să... Și de tare avem ouă roșie în corzână, știți, așa frumos, că dacă ieși acolo frumos, și pască, cu și mai era, în corzână avem trei și eu avem una și mergem înainte eu. Și așa de tare, început să încep la mânca, că am vrut omul cu tot coajă în gură și l-am mâncat și am înghițit și am cântat mai departe pe scenă. Of, of, să te pun în călimare, să te scriu o hârtioară. Of, of, să te pun în călimare, să te scriu o hârtioară. Să te scriu o hârtioară, să trimit la maică-n țară. Of, of, să-i spun că m-am însurat cu patru scânduri de brad, măi, două-n lung și două-n lat și deasupra un căpac, măi. Of, of, și căpacul aurit să priceapă că am murit, măi. Nistrule, când te-am trecut, ai fost tulbur de băut, măi. Of, of, dar acum când mor trece, vei fi limpide și rece.